Agenția Națională de Transplant anunța marți seara un adevărat maraton pentru viață după ce două familii au acceptat donarea de organe și țesuturi. 5 oameni au primit astfel șansa la viață. Reprezentanții Agenției Naționale de Transplant anunță marți seara că la București maratonul pentru viață a început duminică dimineața la Spitalul Universitar de Urgență București, unde familia unui pacient aflat în moarte cerebrală a fost de acord cu donarea de organe. Cu responsabilitate și profesionalism, echipa ATI și de coordonarea spitalului au făcut posibil să fie pornite resorturile speranței pentru alți pacienți. Astfel, un pacient în stare critică a fost salvat datorită intervenției de transplant hepatic realizat la Institutul Clinic Fundeni, iar datorită intervențiilor de transplant renal realizate tot la Institutul Clinic Fundeni, alți doi pacienți vor scăpa de chinul lungilor ședințe de dializă, a transmis Agenția Națională de Transplant. Apoi, la Oradea, câteva ore mai târziu, la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor, familia îndurerată a unui pacient aflat în moarte cerebrală găsea puterea de a ajuta alți oameni, fiind de acord cu donarea de organe. Ca de fiecare dată, echipa ATI și de coordonare a Spitalului Oradean a făcut dovada profesionalismului și împreună cu echipa chirurgicală de prelevare pentru rinichi au încheiat cu succes una din etapele activității de transplant. Astfel, alți doi pacienți erau salvați prin transplant renal la Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal din Cluj, precizează sursa citată. Agenția Națională de Transplant a mulțumit tuturor celor implicați în acest maraton pentru viață, relatează realitatea.net.